Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră, Ionuț Angheluță și Andrei Tivilighi. Ne pregătim pentru o nouă partidă amicală pe care Steaua o dispută la Marbella. Este un joc împotriva bulgarilor de la Lokomotiv Plovdiv, locul 5 în campionat. Așa arată primul 11 al lui Laurențiu Regecamp, debut pentru Martin Bogatinov. Fundaș dreapta, va juca Matei, Sucala și Gardoș în centru, Pârvulescu în partea stângă, mijlocaș în fața defensivei, Prepeliță și Tănase. Foarte tari, mai ales că peste două zile Lokomotiv va întâlni și Oțelul Galați în altă partidă de pregătire. Începe în acest moment meciul amical, meciul de verificare dintre Steaua și Lokomotiv Plovdiv. Este cea de-a 8-a partidă în Spania pentru campioana în titlu. Steaua nu a reușit nicio victorie, au fost 4 rezultate de egalitate, 3 remize, 3 înfrângeri și doar 2 goluri înscrise de Steaua. Unul din acțiune de Federico Piovacari și unul din lovitură liberă foarte spectaculos, e adevărat, a fost reușita lui Neagu. De orientarea Stelei, mai ales pe fază ofensivă, acolo unde Steaua. Un singur gol din acțiunea atât pe Kipciu. Gol! Gol Steaua, minutul 2, după o eroare a lui Gospodinov, portarul bulgarilor. Fost la Concordia Chiajna, Kipciu reușește să deschidă scorul, a avut explozia necesară pentru a specula această eroare. A, și practic este un meci care începe de la scorul de 1-0 pentru Steaua. Uriașă eroarea din defensiva bulgarilor, un gol cu stângul, din nou un gol cu stângul marcat de Alex Kipciu. Cred că de când a venit în Ghencea are mai multe goluri cu piciorul stâng decât cu piciorul drept. Ce bine ciupește aici mingea Alex Kipciu, cel despre care Laurențiu Regecamp spunea. După 8 luni de zile de absență, Kipciu are nevoie de timp în doi portari. A apărat pentru Carpati Lvov în campionatul Ucrainei. Faptul de colț pentru Lokomotiv, Bogatinov a ieșit greșit aici, Ndiaye a trimis cu capul, însă a făcut-o peste poartă. A devansat în aer Bogatinov. Ține în flancul drept, din nou Gardoș depășit și e penalti. O intrare a lui Pârvulescu din spate. Și este lovitură de la 11 metri în minutul 8, din nou Gardoș driblat destul de ușor, Pârvulescu nu ajunge la minge și Gadi îl faultează pe Gadi. Da, își reproșează această intervenție. Se face 1-1, marchează Kamburov, jucătorul cu numărul 11. Martin Kamburov îl învinge pe Martin Bogatinov. Dacă până acum nu prea am avut parte de goluri în meciurile Stelei, destul de sărace la acest capitol, iar acum avem 2 goluri în mai puțin de 10 minute pentru Lokomotiv. Se pregătește să o execute Belaid. Tijani Belaid vine cu centrarea, scoate Bogatinov. Minge grea, da. Portarul Stelei, o minge cu pământul. Și a trebuit să aștepte să vadă dacă e deviată sau nu pe traseu. Bine bătută, mult efect în această execuție pentru Tijani Belaid. Cel mai probabil va pleca. Dar cam acesta este lotul Stelei pe care îl are la dispoziție Laurențiu Regecamp pentru a aborda sezonul de primăvară. Reușesc să recupereze bulgarii. Ndiaye, ce exterior frumos în partea dreaptă pentru Gadi. Pasă în fața porții și ocazie uriașă a lui Lazarov. Un contraatac foarte rapid. Steaua surprinsă, a fost o recuperare la mijlocul terenului
Și ce ocazie au cei de la Locomotiv de a face 2-1. A reușit să-și facă foarte bine pașii aici, capitanul Locomotiv. E adevărat și mingea vine cam în față. Cam 38 de meciuri s-ar disputa. Iată o deviere foarte bună aici, atenție, este gol. Este gol. Marchează Camburov, același Camburov, care a transformat și lovitura de la 11 metri. Iată, reușește dubla atacantul lui Locomotiv. Pe o nouă ezitare în defensiva Stelei. O gaură acolo, creată în zona lui Gardoș. Pârvulescu și Sucala nu au apucat să strângă la timp. Era ieșit și Bogatinov, nu a avut nicio șansă. Această minge a încercat să se retragă. A execuție foarte bună. Individuală, Camburov caută hat-trick-ul. Camburov scoate Bogatinov. În stilul lui Ronaldo a executat, a lovit mingea. Bună execuție. Da, lovește bine mingea Camburov. Are execuții curate. Să fim corecți, totuși nu e o minge complicată pentru Bogatinov. Da, Steaua deocamdată nu are profunzime în joc. Foarte mult coboară Pantelis, Capetanos. Bulgarii deschid jocul în partea stângă. Vine șutul, respinge în față Bogatinov. Foarte aproape să înscrie, a fost mijlocașul central defensiv Diai. N-a fost cea mai bună intervenție a lui Bogatinov la acel șut. Da, minge cu pământul, totuși foarte, foarte dificilă. A avut șansă aici portarul Stelei, Asen Georgiev. Gadi, trecut vârf de atac după ieșirea lui Camburov. Diai. Ndiaye prea sigur pe el, greșește. O oarecare suficiență s-a instalat în jocul lui Ndiaye. Aici trage la Tovlevici pe lângă poartă. Destul de departe de poarta lui Gospodinov. În această parte secundă jocul lui Ndiaye, spuneam așa, pare că joacă cu un aer de superioritate față de ceilalți. Mijlocaj Malanov, de 24 de ani. Lovitură liberă, acum foarte bun reflexul lui Bogatinov. Da, o paradă excepțională a lui Bogatinov aici. Mingea se ducea în vinclu. Să vedem. Foarte aproape de un autogol, dacă am văzut eu bine. Iancu este cel care... Nu poate continua această acțiune. Daniel Gheorghevski este contraatacul lui Locomotiv. Foarte ușor depășit aici Varela. Pasă excelentă! Și Steaua scapă. Scapă la această fază. Mingea ajunsese la Alexander Iachimov. Foarte bun a fost pasa pentru Iachimov din partea stângă. Îl incomodează grădinarul pe Iachimov, astfel că finalizarea bulgarului nu este precisă. Mingea se duce la câțiva centimetri de stâlpul porții. Cheșeru șutează, Claudiu Cheșeru peste poartă și această minge. Probabil aici se încheie amicalul dintre Steaua și Locomotiv. Într-adevăr, încă un meci fără victorie, în confrângere. La urmă pentru Steaua, 1-2 cu Locomotiv Plovdiv.